Chimia continuă seria victoriilor. Echipa de lângă combinatul Brazi a câștigat cu 3-1 în deplasare la Clinceni. Cele 3 puncte au fost obținute datorită golurilor înscrise de Minciună, Munteanu și Păun. Grație acestui rezultat, chimiștii rămân liderii clasamentului cu 60 de puncte, la fel ca și Chindia Târgoviște. Succesul este cu atât mai important cu cât vineri, pe teren propriu, Chimia va înfrunta Chindia lui Crăciunescu și Gică Popescu. Dacă se impun, Minciună și coechipierii se desprind în clasamentul seriei. În schimb, celelalte echipe prahovene nu au reușit să se impună în această etapă. Conpetul a pierdut acasă în prelungiri 1-2 cu Athletic Bradu. CSO Ploppen a plecat învinsă de la Mihăilești după ce a condus, la fel și Filipeștiului Mihalache, care a pierdut 0-1 la FCM Târgoviște.